Astăzi au fost desemnate cele 3 coruri care vor participa la etapa finală a concursului național de muzică bisericească Lăudați pe Domnul în cadrul secțiunii Interpretare și Compoziție Muzicală Psaltică. De asemenea, juriul a evaluat și cele 11 compoziții muzicale psaltice înscrise în concurs. Profesori de muzică, dirijori muzicologi și compozitori din țară s-au întâlnit la Centrul Cultural Social Sfântul Nectarie de la Mănăstirea Radu Vodă din București pentru a evalua compozițiile și interpretarea participanților la Concursul Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul. În urma vizionării partiturilor și a înregistrărilor video, au fost aleși participanții la etapa finală. Consider că ediția de anul acesta este o ediție specială și acest lucru se vede din calitatea corurilor și a lucrărilor prezentate. În primul și în primul rând aș remarca faptul că saltul calitativ ține de faptul că toate aceste repertorii care au fost prezentate acoperă o zonă stilistică ce are un contact consistent cu tradiția muzicii ecleziastice din spațiul românesc, multe dintre aceste creații provenind fie din Sfântul Munte Athos, fie din spațiul Constantinopolitan. În același timp, comisia a avut o misiune dificilă, o misiune care a însemnat respectarea necondiționată a partiturii, ori acest lucru se vede și din evaluările pe care fiecare membru a jurului le-a realizat. Am ținut foarte mult cont, în afară de acest aspect, și de elementele care creează cadrul prin care muzica psaltică, muzica strămoșească, să se integreze în spațiul liturgic al bisericii noastre. Acest lucru mi se pare extrem de important, tocmai pentru faptul că acești copii vin cu un background educațional foarte bun și pe zi ce trece, practic pe ediție ce trece, aceasta capătă consistență și valoare nu numai artistică, ci și duhovnicească. La această etapă au participat 5 coruri consacrate atât la noi în țară cât și peste hotare, care au în componență între 25 și 35 de membri. Dintre acestea, doar 3 coruri vor participa la etapa finală. Tot astăzi, juriul a evaluat și cele 11 compoziții muzicale psaltice. O mare bucurie și o mare onoare și mulțumesc organizatorilor că m-au invitat în calitate de jurat la acest concurs care este un exemplu pentru toate instituțiile de cultură din România, un exemplu demn de urmat, sper să-l urmeze cât mai mulți și în felul acesta să crească nivelul cultural și spiritual al poporului român. Corurile au fost foarte bine pregătite. Am remarcat dragostea de cântare, pasiunea dirijorilor. Știu că este foarte greu de lucrat cu tinerii în ziua de astăzi. Sunt din ce în ce mai puțin tineri și din puțin tineri trebuie să faci performanță, ceea ce e un lucru absolut remarcabil. De asemenea, am apreciat faptul că sunt coruri venite din zone care nu sunt tradițional aplecate spre muzica bizantină, cum ar fi corul de la Maramureș și, bineînțeles, performanțele absolvenților unor instituții de învățământ prestigioase și asta s-a văzut din interpretarea corurilor respective, din abordarea unui repertoriu dificil, ceea ce ne-a făcut misiunea noastră destul de dificilă, destul de complicată, a trebuit să apelăm la o atentă observare a detaliilor foarte fine pentru a delimita punctajul corurilor. Slavă ție celui ce ne-ai arătat lumina, slavă în crucei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace pentru oameni bunăvoire. Etapa finală a festivalului Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul, ediția a 10-a, va avea loc pe 27 octombrie, când vor fi premiați cei mai buni dirijori și compozitori, precum și corurile care au avut cea mai bună interpretare.